În această rețetă o să vă arăt cum să pregătiți o minunată plăcintă de mere. Această plăcintă super delicioasă este puțin diferită de cea pe care o știm noi. În ea găsim bucățile întregi de măr. Este foarte, foarte delicioasă și garantez că o să placă întregii familii. Ingredientele pe care le folosesc sunt 3 ouă, 180 de grame de zahăr, o cescuță de ulei sau jumătate de pahar, la fel și jumătate de pahar de lapte, coaja rasă de la o lămâie cu puțin zahăr, o bună doar pentru aromă, 300 de grame de făină și un piculeț de praf de copt și 1 kg de mere. Încep rețeta prin a pune ouăle într-un bol. Apoi zahărul. Și după gust, coaja rasă de la măie și eu pun cam 2 linguri. Ouăle sunt gata, după cum vedeți, sunt foarte, foarte moi și pufoase. Acum voi alterna făina, acesta este următorul pas, făina și cu uleiul. Voi pune puțin din făină. Și foarte puțin din ulei. Și continui așa, mixând, până termin ingredientele. Acum adaug laptele, jumătate de cânuță și mixez și bineînțeles praful de copt. Gata. Așa trebuie să fie foarte, foarte mare și pufos, exact ca odată, dacă acesta este puțin diferit. Îl dăm la o parte și acum o să vă arăt cum să pregătiți merele. Acum aici o bucățică de măr, doar cum faceți. O parte ne tăiem bucățele. Iar merele din cealaltă jumătate le tăiem fâșii sau feliuțe. Deci așa. Pentru că ne ajută la decor mai târziu. Acum că am terminat, presar puțin zahăr deasupra merelor. Acum voi lăsa plăcinta pentru aproximativ 30 de minute în cuptorul preîncălzit la 180 de grade. Plăcinta este gata și este numai bună de servit.